găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Dimensiuni Spirituale. Astăzi este o ediție mai aparte, având în vedere faptul că suntem și după cele două eclipse, cea de lună din data de 8 octombrie și cea parțială de soare din data de 23 spre 24 luna aceasta, și după acest prim val de frig care ne-a lovit pe toți așa în freză pe la spate, brusc și fără să ne anunțe, suntem nevoiți să facem față acestor provocări care, iată, vin peste noi. Uneori ne iau prin surprindere și este bine, pentru că mai trebuie și din când în când câte o picanterie de acest gen ca să simțim că trăim. Dar una peste alta, în altă ordine de idei, este foarte interesant și important de studiat dincolo de activitatea noastră zilnică. De ce se întâmplă astfel de lucruri, care o să vedeți cum vor fi și informațiile pe parcursul emisiunii de astăzi, lucruri care tind să ne obstrucționeze, uneori să ne dea peste cap schema noastră de lucru, de evoluție, atât cea lumească precum și cea spirituală, și nu în ultimul rând să ne pună semne de întrebare despre cum să putem face să înțelegem modalitatea prin care putem să depășim astfel de lucruri. Pentru că, dincolo de tumultul ăsta al vieții noastre cotidiene, o droaie întreagă, o avalanșă de informație curge peste noi în fiecare zi și este esențialmente necesar să avem capacitatea de a discerne care dintre informații ne sunt cu adevărat necesare și care pot constitui un balast pe care să-l putem pune deoparte și pe care mai târziu să-l luăm la cercetat în funcție de împrejurările prin care trecem și de situațiile care ne pot fi de folos sau nu. După cum vedeți, titlul emisiunii de astăzi este Ascensiunea Spirituală și Noile Generații și o să încep să vă relatez câte ceva pe marginea acestui subiect, atât din informațiile care s-au vehiculat în ultimii 10 ani pe acest domeniu, cât și din experiență proprie, pentru a putea să înțelegeți până la urmă ce înseamnă această ascensiune spirituală, cam cu ce se mănâncă, să spunem așa, mai pe românește, și ce ar trebui făcut astfel încât un astfel de procedeu și proces și fenomen spiritual să poată fi atins, gestionat și, de ce nu, chiar controlat de fiecare dintre noi, pentru că nu este o chestiune imposibil de realizat. Dar ca să încep de undeva, să o iau de la un punct anume, o să vă povestesc faptul că în urmă cu vreo, să spunem, 10 ani, în America, în Statele Unite, în speță, apăruse această concepție legată de ascensiunea spirituală, care începea să facă valuri, era foarte la modă și este și acum la modă, numai că s-a cam rutinat între timp, a devenit ceva obișnuit și, cum spuneam, a început în Statele Unite să se întindă așa această modă a unei posibilități de eliberare lumească și spirituală care putea și poate să ofere oricărui individ uman posibilitatea de a-și pregăti, să spunem așa, din timp, modul în care poate să treacă din lumea aceasta în cealaltă după ce își încheie existența terestră. Îmi amintesc de faptul că în Statele Unite, de exemplu, erau foarte mulți mediumi, dintre care s-au ridicat așa câțiva mai răsăriți, și acești mediumi primeau săptămânal seturi întregi de informații referitoare la modalitatea practică, deci concretă, prin care puteau fi făcuți primii pași în legătură cu aplicarea principiilor de ascensionare. Ca o paranteză, ar trebui să remarc aici o chestiune care există totuși
în privința ascensiunii spirituale de foarte multă vreme. Deci se poate spune, conform pergamentelor care există în multe temple budiste și tibetane, că această ascensionare nu este un lucru nou, este chiar foarte vechi pe planeta noastră, în civilizația noastră, numai că datorită acestor cerințe mai aparte care trebuie aplicate la nivel de personalitate și de sine spiritual, în vremurile de demult o asemenea chestiune, ascensiunea spirituală, putea fi atinsă doar de câțiva maestri care se străduiau de-a lungul unei întregi existențe prin tot felul de tehnici, meditație, yoga, yoga devoțiunii sau alte învățături similare, să acceadă la etajele superioare, ca să spunem așa, ale sinelui spiritual, reușind să atingă nivelul de eliberare spirituală completă. Din ce știu eu ca informații culese de-a lungul ultimilor 10 ani, în vechime, deci în urmă cu foarte multe mii de ani, în parcursul acesta evolutiv al spiritualității pe planetă, nu au reușit decât vreo câțiva maestri, mari maestri spirituali să atingă ascensiunea în spirit. Asta însemna, ca să fiu mai exact în ceea ce vă explic, faptul că maestrul spiritual respectiv din templul unde își ducea existența își lăsa corpul fizic pe pământ, mai ales dacă avea o vârstă mai înaintată, iar ascensiunea se realiza numai cu corpul spiritual. Datorită ultimelor 2-3 secole prin care noi toți am trecut și datorită dezvoltării tehnico-științifice care a impulsionat și a accelerat progresul civilizației umane, alte civilizații din afara Pământului, din alte spații dimensionale, au considerat, concluzionând pe baza faptelor pe care civilizația umană le-a realizat de-a lungul istoriei sale zbuciumate, au concluzionat că este timpul pentru această epocă modernă să se încerce un foarte mare și foarte important experiment, și anume ascensiunea spirituală, dar de data aceasta cu tot cu corp fizic. Și o să vedeți pe parcursul emisiunii cât de frumoase sunt aceste lucruri, dar și cât de problematice au devenit ele în ultimii ani datorită conjuncturilor și mediului socioeconomic dezvoltat de-a lungul și de latul societății noastre planetare. Ca urmare, având în vedere faptul că au fost înregistrate aceste ascensiuni în spirit ale maestrilor de demult, cei câțiva care au reușit, s-a ajuns să se perpetueze până în zilele noastre această informație foarte importantă și ea a fost preluată în epoca noastră modernă de către foarte mulți medium și autori care, prin contactul cu alte dimensiuni, dimensiunea 4-a, 5-a, 6-a, 7-a sau prin contactul cu entități din alte lumi extraterestre mult mai evoluate decât a noastră, au primit informația despre acest adevăr, și anume că se pregătește pentru rasa umană acest mare, mare, colosal, aș zice, de fapt, experiment de ascensionare în masă. De data aceasta, ființele umane, având permisiunea prin ceea ce se întâmplă în spațiile spirituale dimensionale, să își ia corpul. Deci este o mare experiență, o mare lecție de învățat de către toți oamenii care evoluează, și o să defalcăm un pic pe parcursul emisiunii câteva noțiuni ca să vedeți că nu toți evoluăm la fel, suntem pe grade și nivele diferite de înțelegere și cunoaștere, și tocmai din acest motiv există nu neapărat un
concurs, o concurență, ci mai degrabă ar trebui să existe o cooperare prin care oamenii să se ajute între ei ca să poată să se reinstaleze în societate armonia și echilibrul. Iar dacă aceste două noțiuni sunt readuse în mijlocul societății, atunci alte aspecte, cum sunt prosperitatea și bunăstarea, sigur că vor începe să prevaleze din nou. Însă există, de exemplu, în literatura ezoterică modernă, câțiva autori care au descris experiențe solitare ale unor mediumi care se aflau în legătură cu diferite civilizații extraterestre și care, primind îndrumări și informații despre cum se realizează acest proces spiritual, au reușit să ascensioneze, sigur, lăsând în urmă rude, prieteni, cunoștințe, deci s-ar putea considera la o prima apreciere că astfel de oameni ar fi egoiști. Din contră, pentru a putea să-ți atingi un asemenea obiectiv, trebuie să ajungi într-o stare de cât mai mare detașare pentru a nu mai lăsa factorii lumești și sociali să te tragă în jos prin stringurile energetice care te pot ține agățat de partea lumească a existenței. Însă, așa cum spuneam, în America, în ultimii 10 ani, începuseră să ia amploare astfel de informații și mi-aduc aminte, de exemplu, că la noi, în România, o parte din aceste lucruri a fost greșit înțelese în momentul în care doi mediumi americani, Linda și Geoffrey Hope, au vizitat România, având aici o serie anuală de seminarii prin care se hotărâseră, conform deciziilor luate în spații dimensionale extraterestre, să predea mai departe aceste tehnici de ascensionare. Ce se înțelegea greșit din tot ceea ce transmiteau ei și alți autori pe diverse surse, în primul rând fusese greșit înțeles acest concept de curățare, de eliminare a karmei. Toată lumea era foarte fericită în al nouălea cer, spunând că gata, s-a încheiat cu karma negativă, mai ales cu cea negativă, evident, și că din acel moment, erau 2001 sau 2002, dacă nu mă înșel, nimeni nu o să mai aibă karmă dacă o apucă pe această cale. Sigur că o astfel de eroare de interpretare nu poate fi pusă decât pe seama, știu, unei informații transmise în mod trunchiat sau a unei înțelegeri insuficiente a elementelor transmise mai departe. Pentru ca să se înțeleagă foarte clar că niciun proces spiritual din acest univers nu poate elimina karma, această karma derivă din legea cauzei și a efectului, care este una dintre principalele legi care guvernează acest univers al nostru în care trăim. Ori dacă noi, să spunem că ne eliberăm de influențele lumești, totuși vom trăi pe un alt nivel de existență, unde și acolo există cauză și efect și vom avea pe mai departe consecințe karmice. Desigur, nu negative, pentru că odată ce am depășit dualitatea planului 3D sau 4D, intrăm în domeniul manifestărilor unitare și atunci nu vom mai spune că un lucru este bun și un lucru este rău, ci că lucrurile sunt doar așa cum sunt ele și că le putem folosi în scop și sens creativ. Însă, dincolo de entuziasmul acela, atitudinea aceea efervescentă prin care se înțelegea greșit noțiunea de karmă, de eliminarea karmei, a fost înțeleasă greșit și noțiunea de ascensiune, pentru că începuseră să umble tot felul de zvonuri referitor la faptul că acest trup al nostru biologic, bazat pe atomul de carbon, se va elibera din toată această stare pământească și va trece pe un alt nivel, fiind suficient doar să se respecte niște
tehnici de lucru, cum ar fi respirația sau vizualizarea creativă, și asta era suficient ca atomul de carbon să se transforme în atomul de siliciu pentru ca să se intre pe primul nivel de proces de ascensiune spirituală. Ori, de-a lungul anilor, eu am observat în foarte multe locuri aceste chestiuni care, nu numai că fiind greșit înțelese, au fost și greșit aplicate și mulți oameni, și tineri, și adulți, și unii chiar și în vârstă, aplicând greșit astfel de informații, nu numai că n-au obținut rezultatele cuvenite, dar au intrat într-un con de nesiguranță, văzând la modul concret că rezultatele întârzie să apară. Și atunci s-ar pune întrebarea ce anume lipsește din această panoplie a informațiilor legate de ascensiunea spirituală, astfel încât să putem înțelege întregul tablou despre cum să facem și să atingem acest nivel de ascensiune spirituală. Este o chestiune care nu este foarte complicată, este relativ ușor de înțeles, mai ales că aceste chestiuni țin de karma fiecăruia, de dharma fiecăruia, și o să vedem după prima pauză ce înseamnă și ce legătură există între ele și fenomenul de ascensiune. Este vorba și de aura și vibrația aurei și de modul în care noi privim aceste lucruri din propriul punct de vedere. Vom continua aceste derulări de informații foarte interesante despre procesul ascensiunii spirituale după pauza de publicitate. Am revenit după pauza de publicitate și continuăm, așa cum spuneam, să prezentăm informațiile care au legătură cu posibilitatea și înțelegerea concretă a ceea ce înseamnă ascensiunea spirituală, de data aceasta în epoca noastră modernă, cu tot, cu corp fizic. S-ar putea ca mulți, așa cum am gândit în intervalul din pauză, să se gândească la faptul că nu ar fi posibil ca acest trup organic să fie într-atât de controlat și modelat energetic pentru a putea fi luat cu totul. Însă să nu uităm că, de exemplu, știința modernă a cercetat atomul corpului biologic uman ca orice alți atomi și a constatat că interiorul atomilor este într-o proporție de 80% gol. Deci noi trăim fixați pe o structură aparent solidă, dar care în realitate, dacă am privit cu instrumentele științei moderne, este într-o proporție de 80% cam gol pe dinăuntru. Și atunci acesta este un paradox pe care ar trebui să-l înțelegem stând să medităm despre înțelesul unei astfel de structuri și a unei astfel de existențe. Noi suntem corpuri solide, suntem ființe bipede cu un corp organic viu, solid, care are o anumită greutate în funcție de fiecare câteva zeci de kilograme acolo și cu toate acestea, la nivel atomic, acest corp este mai mult gol decât plin. Este un paradox, nu-i așa? Pe lângă acest lucru, spuneam înainte de pauză că este important să luăm în calcul frecvența vibrațională proprie, aura pe care o avem, modalitatea de interacțiune dintre noi și societate în general și să fim atenți, de exemplu, și la alți factori care ne-ar putea influența mai mult sau mai puțin această modalitate de a accede la ceea ce se cheamă ascensiune spirituală. Pe de altă parte, sau în alt ordine de idei, dacă vreți să o luăm
prin pași mărunți în domeniul ezoteric. O astfel de cale era posibilă și se practică și astăzi încă în multe școli din Asia Centrală, din India, din Tibet și din China. Era posibil prin practicarea meditației sau a disciplinei yoga, care cere totuși acest cumul de tehnici spirituale, cere totuși cel puțin 2-3 decenii, dacă nu chiar mai mult, pentru a se ajunge la o etapă suficient de dezvoltată încât să fuzionezi din punct de vedere al propriei structuri cu sinele spiritual. Deci aici vorbim despre aura, propriu-zis, acest câmp biomagnetic pus în evidență de către știința modernă, care totuși, într-o anumită măsură, funcționează separat față de sinele spiritual, dar este conectat la spiritul nostru printr-un cordon interior energetic prin care se alimentează și radiază în exterior ca formă energetică destul de complexă. De altfel, suntem sisteme deschise, fiecare om este un fel de toroid energetic, cuantic, care emană mai mult sau mai puțin amplu în funcție de nivelul său de evoluție. Și tot din perspectiva propriului nivel de evoluție, unii oameni sunt mai carismatici sau mai cu mai mult farmec, cu mai mult atracție, mai mult magnetism și pot să strângă, să adune în jurul lor, după caz, în domeniul în care lucrează, mulți prieteni, admiratori și așa mai departe. Și vedem cazuri concrete în lumea showbiz-ului sau în lumea sportului. Dincolo de fațetele acestea lumești ale procesului de ascensiune spirituală, care presupune să înțelegi ce face aura ta personală și ce culoare are, ce o avantajează și ce o dezavantajează ca să poți să urci treaptă cu treaptă propriul proces de elevare spirituală, este necesar să te cunoști pe tine însuți, este evident. Însă, să luăm, de exemplu, în considerație faptul că cineva dispune de foarte puține blocaje de-a lungul vieții sale și reușește să înceapă un astfel de proces de ascensiune spirituală. Trebuie ținut seama, în primul rând, de blocajele care pot apare, care sunt de natură karmică, pentru că nu există ființă umană care să se nască fără karmă. Orice naștere și are cauza în ceva anterior. Mai sunt de-a lungul existenței alte impedimente, cum ar fi atașamente din partea oamenilor sau, mai grav când se întâmplă așa ceva, din partea entităților din astralul inferior, respectiv spiritele rele, care pot produce amânare, blocare sau chiar boală, da? Dezechilibru energetic, astfel încât persoanei în cauză nu îi se mai dă voie din cauza obstrucționării să mai acceadă la nivelul energetic sau spiritual pe care și-l propune. Și în al treilea rând mai este un alt tip de impediment care este cel mai periculos dintre toate, și anume existența în planul fizic pe o frecvență separată a unor entități numite arconi. Aceste entități fac parte din categoria îngerilor decăzuți, așa cum au spus toate scripturile la vremea lor, sunt acei îngeri decăzuți care nu sunt la vedere, stau ascunși în alt plan de frecvență. Știința modernă a început să identifice astfel de fenomene și de manifestări. Gândiți-vă că noi, omenirea, trăim, de exemplu, pe domeniul, ca la scala radio, pe domeniul undelor medii. Iar acești arconi trăiesc pe domeniul undelor lungi, deci undeva pe aceeași scală care ar fi Pământul, dar pe o altă frecvență de unde ei ne pot percepe și ne pot influența, fără ca noi să avem reciprocitatea de a-i detecta.
cel puțin nu în stadiul unui om normal. Ca să poți să detectezi astfel de ființe, trebuie să ai ori clar viziune, deci deschizi cele trei ochi, ori să ai alte simțuri supersenzoriale sau extrasenzoriale prin care poți să iei urma unor astfel de spirite decăzute și eventual să te ferești de ele pentru a nu te influența în sensul negativ. Însă, dacă dăm la o parte și aceste chestiuni, rămân alte două aspecte și anume karma și dharma. Karma este încărcătura faptelor și gândurilor cu care venim din altă viață, iar dharma este datoria noastră ca spirit și persoană întrupată în această lume față de noi înșine și față de ceilalți semeni printre care trăim. Ori, relaționarea energetică dintre karma și dharma, deci dintre rezervorul energetic al datoriilor și rezervorul energetic al responsabilităților, ca să spunem așa despre dharma, conturează modalitatea în care noi avem posibilitatea de a acționa pentru folos propriu în sens spiritual sau, de ce nu, și pentru folosul celorlalți. Și dacă reușim să înțelegem acest lucru, vom putea să ne dăm seama pe ce fel de nivel de conștiință ne aflăm. Dar înainte de a trece cu explicațiile către acest segment al detaliilor despre aură și despre cum să pornești pe calea ascensiunii spirituale folosind informația proprie pentru uz personal sau a-i ajuta pe alții, vom urmări în minutele următoare și rog pe colegii din regie să pregătească filmulețul. Vom urmări câteva secvențe interesante pe fondul explicațiilor pe care le voi da din studio și veți înțelege că există niște cerințe și niște condiții, ca să spunem așa, pe care fiecare dintre noi trebuie să le urmeze pentru a putea să acceadă la planuri superioare de conștiință. După cum vedeți, dacă suntem sau ne aflăm în situații triste, pesimiste, depresive și avem pe cineva lângă noi care se află pe o frecvență mai înaltă de vibrație, ne poate ajuta, ne poate impulsiona să ne mărim din nou vibrația câmpului aurei și în cazul, de exemplu, cum vedeți în imagine, a persoanelor care sunt suficient de bine conectate prin chakra din creștet la energia divină, astfel de persoane au posibilitatea să fie realmente adevărați emițători, adevărate relee de vibrație pozitivă, luminică, transformându-și propria aură, după cum se poate observa, într-un toroid de energie cu vibrație foarte amplă care poate să influențeze nu numai mediul înconjurător, ci și starea segmentului social din zona în care se află. De altfel, interacțiunea energetică dintre aurele indivizilor umani este un element fundamental pentru a înțelege modul în care ascensiunea spirituală se realizează. Dacă ne facem o imagine mai amplă asupra tuturor locuitorilor Pământului, ne-am putea da seama că există cel puțin 1 miliard și vreo 200 de milioane de indivizi umani actualmente în acest moment pe planetă care se află pe nivelele de conștiință 4,50, 4,80 spre 5 și au posibilitatea, pentru că sunt centrați în chakra inimii, așa cum ați observat în imaginea anterioară, să emită chiar dacă își desfășoară activitatea cotidiană, au posibilitatea să emită aproape continuu fluxuri pozitive de energie, influențând în acest fel și bunul mers al lucrurilor și eventual să reușească să ridice vibrația altor oameni. Sigur că pentru asta trebuie un efort constant, răbdare și multă perseverență în ideea de a nu abandona o astfel de sarcină spirituală care ajută semenii din jurul nostru. Aici, după cum vedeți, închipuiți-vă că dumneavoastră în acest moment ați vedea persoanele din jur sau pe cele din imagine cu altele ochi. Cam așa ați putea percepe
aura din jurul unui alt om ca pe un câmp care se vălurește așa, e puțin cețos și în jurul său se pot vedea vibrații, atmosfera, aerul, energia se vălurește și în acest fel putem înțelege că fiecare dintre noi este o ființă care emană permanent energie, fie că e bună sau mai puțin bună, dar emanăm în permanență energie, fiecare pe nivelul pe care se află și culoarea aurei pe care o are. Cam așa ați putea vedea pe un alt om, dacă ați avea al treilea ochi deschis, ca pe o persoană învăluită într-o lumină frumoasă, puțin difuză și care unduiește în jurul corpului său. Și după cum observați, cum sunt copiii, de exemplu, adulții trebuie să aibă grijă de copii, mai ales în relația mamă-copil, prin instinctul matern de protecție, mama întotdeauna simte și știe ce are nevoie copilul său și se creează în această simbioză maternă un câmp comun de energie care, în funcție de stările sufletești ale mamei respective, poate să varieze de la o culoare la alta, să treacă dintr-un domeniu al culorilor calde într-un domeniu al culorilor mai reci, care sunt albastrul, violetul, indigoul sau chiar o culoare amestecată a acestora și în acest fel avem șansa să înțelegem chiar și prin simțire, prin percepția intuitivă, să înțelegem ce se întâmplă în jurul nostru și mai ales cu noi înșine. Însă am observat, de exemplu, că în toată această căutare a căii de ascensionare spirituală, foarte mulți, iarăși sunt nevoit să mă repet, din păcate, foarte mulți cad în tot felul de capcane pe care, de altfel, tot mintea lor le întinde prin a confunda aura biologică cu aura spirituală. Trebuie să vă spun că există într-adevăr la ora actuală aparate de o foarte mare finețe care reușesc să pună în evidență aura spirituală, dar nu orice companie poate să utilizeze o astfel de tehnică de ultimă oră, pentru că toate componentele respective sunt extraordinar de scumpe. Dați-vă seama că un astfel de aparat care poate să aibă dimensiunea unui agregat sau a unui frigider, să spunem, toate componentele respective costă cel puțin câteva zeci de mii de euro și atunci vorbim despre faptul că nu oricine are și posibilitatea pecuniară să-și permită să-i se citească aura spirituală. În schimb, există foarte multe aparate care le puteți vedea pe la diferite expoziții, festivaluri, târguri de ezoterism și spiritualitate, care pun în evidență acea aură despre care mulți dintre posesorii aparatelor respective spun că este aura spirituală. Nu este aura spirituală, este aura biomagnetică, deci aura care este mai aproape ca vibrație de planul fizic. Dar și așa este bine, pentru că puteți să aveți ocazia să vă dați seama cel puțin de starea sănătății, de echilibrul energetic și de alți factori interiori pe care îi aveți și pe care puteți să-i gestionați foarte bine pentru a rămâne în starea de echilibru. Însă un alt element necesar pentru a înțelege cum se realizează procesul ascensiunii spirituale este cel legat chiar de aură. Și mă refer aici chiar la aura spirituală. Aura spirituală este, să spunem așa, frecvența pe care sinele spiritual o emană prin intermediul aurei și a corpului fizic. Din vechime, conform pergamentelor care s-au păstrat din mănăstiri și temple din Asia Centrală, occidentalii au preluat această idee care s-a împământenit și anume că aura spirituală nu se schimbă deloc ca și nuanță cromatică pe parcursul vieții
omului. Iarăși este o concepție greșită, pentru că, de exemplu, dacă un om care, un tânăr, o persoană tânără, să spunem la 25-26 de ani, începe să fie interesată de domeniul ezoteric și începe o cercetare, o muncă de culegere de informații și începe să practice și o tehnică de meditație sau o rugăciune sau altceva similar, și în momentul respectiv, când începe cercetarea, are culoarea aurei spirituale, să spunem un oranj frumos deschis palid, ceea ce înseamnă că este o persoană activă și sinceră, datorită studiului spiritual, peste un număr de ani, această culoare oranj pal poate să vireze spre galben-auriu, spre verde, nuanțat, palid, spre albastru și chiar spre indigo sau violet, acesta fiind semnul că, într-adevăr, la nivel de evoluție ca spirit, persoana respectivă în 2-3 decenii reușește să facă salturi foarte mari de conștiință, asigurându-și astfel probabil o existență viitoare în care nu va mai fi nevoită să reia existența de la un nivel de om obișnuit. Însă, așa cum spuneam, foarte mult lume consideră că aura spirituală nu se schimbă. Se schimbă, la fel cum se schimbă și aura biomagnetică. Și aici pot să vă dau iarăși niște exemple, pentru că foarte mulți sunt curioși și interesați de culoarea aurei personale și în funcție de asta poate să-și dea seama cam ce fel de persoană este și ce nivel are. Și aici este foarte important, de exemplu, să trecem un pic în revistă aceste culori ale aurei pentru a înțelege cel puțin în relaționarea pe care o aveți cu alți oameni care sunt conform caracteristicilor lor cam ce fel de aură ar putea să aibă. Și luăm de la culorile de jos și mergem până la cele de sus ca să înțelegem spectrul acesta cromatic în ce fel ne ajută. Roșul aprins, de exemplu, denotă agresivitate, supărare, tendințe spre lucruri foarte negative, probleme sentimentale și blocaje energetice. Roșul pal, după cum observați, culorile intense sunt atributele frecvenței negative a aurei, iar culorile palide, foarte disipate așa, sunt atributul unei aure pozitive, a unei atitudini, a unei persoane sincere. Roșul pal înseamnă un roșu deschis, dar mai palid, mai dispersat așa, înseamnă epuizare excesivă, depresie, pe când un roșu clar, curat, dar foarte, foarte palid spre transparent, este indicele unei persoane active și dinamice care nu se dă în lături să pună umărul să ajute acolo unde este cazul. Galbenul închis înseamnă, cu toate nuanțele sale evident, de la galbenul muștar până la cel pământiu, înseamnă tiranie, tendințe de posesivitate și gelozie, dezechilibru energetic. Deci acolo unde veți vedea persoane cu astfel de caracteristici, micii despoți din anturaje, persoanele geloase și așa mai departe, să fiți convinși că au aura de un galben închis. Galbenul deschis, în schimb, și mai ales galbenul cu tentă aurie, este frecvența persoanelor care evoluează din punct de vedere spiritual și au o sănătate foarte bună, iar din punct de vedere al corpului fizic, echilibrul energetic este unul foarte bun. Albastrul deschis, de exemplu, este atributul persoanelor creative care merg pe o logică simplă și clară, care au o bună comunicare și o bună intuiție pe care o folosesc în folosul semenilor. În schimb, albastrul închis, care poate să meargă de la un albastru de Prusia, cum se spune în domeniul picturii, până la albastrul marin, este nuanța celor care ating un anumit grad de înțelepciune, care au o karmă deosebită și prin intelectul său se remarcă în diferite cercuri unde pot să aibă anumite activități specifice. Iar albastrul care bate spre negru este
sculare a celor care sunt oameni egoiști, fățarnici și care tot timpul pun în față această sintagmă eu, eu, eu. Verdele deschis este culoarea celor care sunt foarte deschiși la caracter, care sunt chiar foarte extrovertiți, de ce nu? Multe persoane evlavioase, dar nu fățarnice, ci evlavioase la modul corect, se întâlnesc în această categorie de aură. De asemenea, cei care manifestă compasiune sau care se implică în activități de ajutor umanitar sau de caritate și care prin bunăvoința lor reușesc să aducă echilibru în viața altora sau să redreseze o serie de alte lucruri pe care alții le strică. Pe de altă parte, la extrema opusă, verdele închis, dar de un frumos verde, cum este firul ierbii, este culoarea celor care au mari capacități de a vindeca pe ceilalți și mai ales verdele turcoaz este culoarea tămăduitorilor. Tămăduitorii fiind o categorie aparte, care nu sunt nici bioterapeuți, nici nu se încadrează în nicio categorie terapeutică, ei sunt tămăduitori. Iar verdele închis, de genul scoarței copacilor verde-verde închis de tot, cum ar fi pielea micilor șopârle, de exemplu, este culoarea celor care sunt foarte invidioși, egoiști și lacomi în a strânge tot felul de averi și bogății. Movul deschis, dacă o să vedeți persoane, mai ales doamnele, care poartă bluze, haine și alte accesorii vestimentare care au această nuanță, sunt persoane ușor nervoase, cu o fantezie largă, totuși ușor iritabile și schimbătoare prin atitudinea lor, dar sunt predispuse la boli de stomac, chiar dacă, din punct de vedere al evoluției, drumul lor este unul chiar presărat cu aspecte uneori spectaculoase. Aura de tip indigo, și aici avem două nuanțe, ca și la mov, sunt foarte apropiate aceste culori. Indigoul deschis și foarte pal este culoarea învățătorilor spirituali, da? Care adună în jurul lor alți semeni și le predau mai departe informația. Movul și indigoul închis sunt nuanțe de aură caracteristice persoanelor care tot pe principiul de guru, de maestru, de învățător fac prozeliți în jurul lor, dar din punct de vedere al concretului prin care învață și perpetuează informația, oferă această informație doar în mod condiționat și doar dacă cei care sunt învățăcei dau ceva la schimb. Albul, nu mai spunem că este cea mai frumoasă și cea mai înălțătoare frecvență de aură, arată un caracter drept, puternic, nu acceptă compromisul, curățenie spirituală deosebită și aici mai avem nuanțele de rigoare ale albului, argint și auriu, care arată atunci când găsim astfel de persoane un nivel spiritual foarte înalt. Mai este de exemplu nuanța de gri, care nu este neapărat o nuanță de aură, ci este o combinație și ea se referă la persoanele care pot fi lovite de tristețe, depresie sau datorită unor eșecuri sau drame în viața personală, ajung să aibă o astfel de frecvență vibrațională în aură. Vom continua cu toată această informație despre cum să înțelegem ascensiunea spirituală după pauza de publicitate. Am revenit după pauza de publicitate și continuăm cu prezentarea acestor informații legate de ascensiunea spirituală ca fenomen de evoluție.
Vă explicam înainte de pauza publicitară despre aceste culori și frecvențe ale aurei umane și, dacă mi-aduc aminte bine, de-a lungul anilor am constatat cum unii sau alții se întreceau în a se măsura în aure, ca să zic așa, adică aura mea e verde, e mai bună ca a ta, a ta este doar mai slabă, chiar dacă este violet și așa mai departe. Toate frecvențele de aură sunt bune, bineînțeles ne referim aici la nuanțele bune, benefice, pozitive, deci culorile pale ale aurelor, însă nicio culoare și nicio frecvență nu este mai bună decât alta, ci doar diferită. Și fiecare are exact culoarea și frecvența aurică potrivită pentru a-i fi de folos în propria evoluție personală. Însă, de exemplu, spuneam că dacă cineva începe să studieze spiritual, merge la cursuri, frecventează niște seminarii, citește, face meditație sau practică rugăciunea, își poate spori frecvența aurei. Vorbim despre două elemente fundamentale care duc în cele din urmă spre procesul de ascensiune spirituală. Unul este sporirea frecvenței aurei, chiar dacă ea rămâne pe același nivel de culoare, iar al doilea lucru este legat de schimbarea aurei, să spunem, din oranj pal în verde deschis, ceea ce înseamnă că în momentul în care de-a lungul la câteva luni se poate petrece un astfel de fenomen, putem considera că în acea etapă de viață, persoana respectivă a mai făcut un pas foarte important de altfel în propria evoluție spirituală, urcând o treaptă de la oranj la verde. Dar aceste schimbări de nivel de conștiință nu se produc fără a înțelege necesitatea unor sacrificii. Și aici am atins iarăși o latură foarte importantă și sensibilă de altfel în același timp pentru toată lumea, și anume sacrificiul. Am constatat, având de-a face cu multe persoane în jurul meu care m-au solicitat să le ajut, să le explic, să le îndrum în privința unor astfel de chestiuni, am constatat că această noțiune de sacrificiu este foarte greșit înțeleasă, deci nu greșit înțeleasă, ci foarte greșit înțeleasă. Pentru că mulți au impresia că trebuie să, că prin sacrificiu se înțelege că trebuie să renunți la serviciu, la mai avea bani, la mai avea, știu eu, tot felul de relații, la te mai implica în lucruri lumești și așa mai departe. Greșit. Sacrificiul înseamnă să renunți la vechi obiceiuri pentru a pune în loc noi obiceiuri. Iar acest lucru poate fi făcut atât în anturajele vechi, dacă ne referim la relaționare, cât și în privința altor tabieturi sau altor fațete personale sau interpersonale pe care le avem în contact și în legătură cu ceea ce există în jurul nostru. Nu spune nimeni că trebuie să renunți la bani sau la profesie sau la, știu, un anumit număr de prieteni pentru ca să poți să faci pasul următor în a urca pe o altă treaptă cromatică de evoluție, pentru că totul în univers este pe frecvență și pe culori, și atunci dacă cineva îți observă aura că ea virează din punct de vedere cromatic de la, știu, verde deschis spre albastru, un albastru cer de vară, înseamnă că ai renunțat la ceva, ai sacrificat. Ce ai sacrificat? Nu sacrificăm nimic material, nimic omenește, nimic concret. Sacrificăm concepții. Iar aceste concepții se referă la nu pot, nu știu, n-am timp. Cel puțin trei factori pe care am întâlnit în ultimii ani manifestați la foarte mulți oameni care spuneau că vor să evolueze spiritual, dar nu sunt în măsură să aplice măcar unul dintre acești trei factori. Și atunci vorbim despre concepții. Deci ce sacrifici? Niște concepții vechi
perimate, anacronice, care nu mai corespund din punct de vedere al stadiului tău personal de evoluție cu scopul pe care ți-l propui. Și este foarte important să înțelegem faptul că, de exemplu, schimbarea aurei nu este un lucru chiar atât de simplu pe cât se crede, deși pentru a reuși să parcurgem măcar 2-3 pași, să zicem, într-un deceniu, trecând de la culoarea oranj spre un violet deschis, acest lucru nu se face decât prin fapte. Cei care, așa cum am întâlnit foarte mulți în diferite ocazii, cred că este suficient să înțeleagă faptul că există spiritualitate și că dacă respiri sau te rogi sau meditezi, se schimbă acest proces într-o mare măsură, acești oameni se înșală. Nu este suficient să faci, să aplici o tehnică propriu-zis asupra ta ca persoană pentru a-ți ridica nivelul de vibrație și pentru a atinge niște cote spirituale adecvate, așa cum ți-ai propus. Este important să faci și în exteriorul tău ceva, pentru că legea karmei se aplică atât în interior cât și în exterior, iar dharma înseamnă să-ți faci datoria atât față de tine, cât și față de semenii tăi, în locul în care existi, trăiești și îți desfășori activitățile. Pentru că foarte mulți oameni, înțelegând greșit acest lucru, ajung să considere greșit să aplice strâmb astfel de noțiuni și de informații și se trezesc la un moment dat, nu numai că nu ating pasajul spiritual respectiv ca nivel de conștiință de evoluție, ci și se pot trezi cu dezechilibre mentale, intelectuale sau de natură psihică, iată și mai grav, există așa ceva, din nefericire, dar există, și atunci, datorită conjuncturii respective, pentru că n-au primit mesaje despre ce se aștepta ei să primească sau nu li s-a deschis al treilea ochi sau nu li s-a deschis capacitatea telepatică sau nu pot să vizualizeze aura cuiva, dau vina pe alte persoane, uneori pe îndrumătorul pe care l-a avut la dispoziție sau pe cel care a susținut seminarul la care s-a dus, știu eu, săptămâni și luni la rând, învățând acolo o tehnică sau niște procedee de elevare spirituală, cel puțin în teorie. Deci aura fiecărui om este într-o schimbare continuă, atât de nuanță, cât și de frecvență, cât și de amplitudine, și ea se aseamănă mai mult cu apa sau cu gazul, după cum ați văzut în imagine din videoclip, în jurul corpului, ea este așa ca o cum se arată în documentarele de pe aeroporturile internaționale vara, când asfaltul este foarte încins și căldura vălurește așa deasupra, la fel se poate percepe și aura în jurul corpului nostru, la fel se vălurește, ceea ce arată că există o activitate din interiorul nostru către exterior. Dar echilibrarea acestei aure, ca să putem trăi sănătos și să avem acces la nivelele spirituale de evoluție, înseamnă a-ți face din propriul câmp energetic un singur câmp armonios și curat, ceea ce este greu pentru că trăim într-o mare de oameni și într-un ocean de fapte și gânduri și imposibil să nu fim pătați la un moment dat de ceva. Deci înseamnă să-ți păstrezi acest câmp singur, unitar și armonios, astfel încât prin cunoașterea posibilităților și a planurilor de viitor pe care le ai sau ale altcuiva, să poți să creezi armonie între propriul trup, spirit și minte. Deci, iată din nou o triadă. De exemplu, una dintre cerințele și pârghile cele mai importante prin care poți reuși ascensiunea spirituală este ceea ce spune Iisus. Gândul să-ți fie tot una cu vorba și vorba să-ți fie tot una cu fapta. Dar, cum spuneam, din păcate, trăim într-o societate care a devenit prea complexă din multe puncte de vedere și uneori suntem nevoiți să ascundem adevărul sau să-l spunem prin omisiune, să facem ceea ce nu ne place din nevoie sau obligați de împrejurarea respectivă și atunci
orice lucru de acest gen se înmagazinează imediat ca informație și faptă în aura noastră, producând, dacă se repetă des astfel de lucruri, producând dezechilibre și nuanța frumoasă a aurei pe care o avem se poate închide sau poate fi pătată pe alocuri cu diverse pete în funcție de fapta sau gândurile pe care le-am avut. Dar dacă, de exemplu, cineva vine și îți poate spune, un clarvăzător, de exemplu, care este culoarea aurei tale spirituale, te poți ajuta purtând mai tot timpul haine care să fie de culoarea aurei spirituale sau, dacă nu există această posibilitate, ne putem ajuta de cristale care corespund, din punct de vedere cromatic, culorii aurei sau frecvenței sale. Iarăși, meditația este, de asemenea, un instrument foarte eficient în curățarea și menținerea unei aure sănătoase și foarte vibrante, care ne asigură propulsarea către următoarele trepte de ascensiune spirituală, dar este important ca să existe perseverență în meditație și deocamdată nu prea văd eu în Occidentul ăsta, chiar și în țara noastră, ca cineva să fie perseverent și să practice în fiecare seară măcar 15-20 de minute această meditație pentru a-și armoniza mintea cu trupul și cu spiritul. Însă există multe tehnici care oferă astfel de căi de accedere către nivelul de unde începe ascensiunea spirituală, adică nivelul de unde corpul astral, corpul mental, corpul cauzal, conștiința și corpul sufletului și inclusiv la urmă prin corpul eteric și corpul fizic vine și se prinde prin niște stringuri energetice de sine. Există această etapă în care toate aceste corpuri ale aurei vin și se atașează prin cabluri energetice, dacă vreți, de sinele spiritual și în momentul respectiv începe procesul de ascensiune. Dar ca să pigmentăm cu ceva la fel de frumos acest subiect de astăzi, trebuie spus că procesul ascensiunii spirituale, așa cum spuneam la începutul emisiunii, a fost permis în epoca actuală cu tot cu trup fizic, deși din acest punct de vedere, de la stadiul în care se află marea majoritate a oamenilor până a se ajunge acolo, sigur că există cale lungă. Sunt autori însă care în cărțile lor au descris despre alte persoane care au reușit să atingă această ascensiune spirituală cu tot, cu corp fizic și mi-amintesc de exemplu că citeam într-o carte, nu-i mai știu titlul și nici autorul, dar era descris fenomenul de următoarea manieră. Că persoana respectivă a stat de vorbă cu membrii familiei și spre seară și-a luat la revedere de la ei, iar în timpul nopții, după ușa camerei în care se afla persoana respectivă, unul dintre membrii familiei care s-a trezit peste noapte a observat o lumină foarte puternică în acel moment, după care în camera unde era persoana aceea s-a așternut întunericul și a dispărut complet, nimeni n-a mai văzut-o din acea zi. Însă, la ceva timp, ulterior, după câteva luni, acea persoană s-a întors din planurile subtile printr-un fel de materializare temporară, dând de știre membrilor familiei sale că este bine, sănătoasă și că se află într-un plan dimensional unde învață mai mult decât a învățat pe pământ în privința lucrurilor spirituale. Este foarte important de aceea să înțelegem că la acest fenomen de ascensiune spirituală contribuie cele trei categorii de copii, așa cum au fost explicate și expuse în literatura ezoterică, respectiv copiii indigo, copiii de cristal și copiii curcubeu. Vom trece un pic în revistă câteva informații legate de aceste chestiuni, pentru că subiectul fiind vast, este foarte posibil să-l continuăm în emisiunea următoare. Bine de știut că, de exemplu, noi ne aflăm
mare parte dintre noi care cel puțin ne interesăm din punct de vedere spiritual, citim și practicăm rugăciunea sau meditația, că ne aflăm într-o etapă de tranziție către procesul de elevare spirituală, de ascensionare. Și este foarte important că, dincolo de toată activitatea lumească pe care o avem, este esențialmente necesar să nu opunem niciun fel de rezistență atunci când simțim dinăuntru nostru nevoia de a ne îndrepta atenția către sinele nostru spiritual, măcar să încercăm să deslușim câte ceva din ce se petrece în lumea noastră interioară. Și această tranziție este de la nivelul de 3D către 4D spre 5D, după cum se discută tot mai mult și tot mai des în tot mai multe țări despre un astfel de fenomen. În cele din urmă, este posibil ca în următorii, să spunem, 20-30 de ani, parte din cei care se ocupă de această ascensiune spirituală să devină treptat cu timpul ființe de cristal. Deci se trezește acest corp de cristal, acest corp de lumină, eu îi spun corpul cristic, dar din acest punct de vedere, perseverența este necesară, purificarea și, cum spuneam, sacrificiul, necesitatea de a înțelege să renunți la niște concepții vechi perimate care nu -ți mai sunt de folos în favoarea unor noi concepții care te pot propulsa spre un nivel de vibrație în care dispare concepția de bine-rău, dispare al meu și al tău și apare al nostru și ca și efect al acestor informații asimilate, aura și corpul încep să treacă prin niște transformări energetice care produc din ce în ce mai multă energie. Este unul dintre efectele ascensiunii spirituale și ne putem gândi la faptul că tot ceea ce se întâmplă, mai ales după aceste eclipse pe care le-am trăit și pe care le-am parcurs, că acest fenomen al ascensiunii spirituale este unul care obligatoriu se va întâmpla pentru toată lumea, dar depinde de fiecare în parte, de viteza cu care merge, de înțelegerea pe care o acordă acestui fenomen și de perseverența cu care, pe lângă lucrurile spirituale, se ocupă, poate nu neapărat în fiecare seară, dar periodic, de propria elevare spirituală. Pentru că sunt foarte multe informații care sunt transmise prin medium din planurile dimensionale superioare, că aproape toată omenirea în această epocă, în următorii 50 până la 80 sau chiar 100 de ani, va reuși să atingă nivelul de ascensionare spirituală în trepte, în etape, pe loturi, cum se spune, în funcție de nivelul de evoluție pe care fiecare om îl are în parte. Foarte mulți sunt cei care trec de la schimbarea indigo la cristal și este foarte important de știut că astfel de tranziții, de transformări interioare, energetice, sunt necesare în primul rând prin curățarea corpului emoțional. Este de altfel un lucru foarte important de știut că generațiile noi de copii, care, să spunem, cele actuale ale tinerilor între 20 și 28-30 de ani și cei între 5 și 14 ani, sunt generații de copii care contribuie la acest câmp general de ascensiune. Pe de altă parte, este vorba de faptul că, așa cum am explicat și în alte emisiuni și am observat prin măsurători pe care le-am făcut, o parte din persoanele care, mai mult sau mai puțin, știu că trec prin procesul de ascensiune, sunt persoane care, prin măsurătorile pe care le-am făcut cu tehnica Biospector, aparatul acela pe care vi l-am arătat, au o funcționare a emisferelor cerebrale undeva în domeniul undelor alfa sau chiar teta, ele fiind în același timp în stare de veghe, deci în stare conștientă, cum sunt eu acum și vă explic din acest studio de la această masă. Explicația este că
în interiorul energetic al persoanelor respective are loc în continuu acest proces de eliberare spirituală, de elevare treptată, în timp ce conștientul este responsabil doar de observațiile mediului înconjurător, astfel încât pe un minim de existență, persoana respectivă este capabilă să își asigure traiul fără a avea foarte multe probleme de care să se agațe și cu care să se confrunte. Este foarte important, de altfel, ca toți oamenii să înțeleagă ce înseamnă stadiul acesta de veghe, prin implicarea în tot felul de chestiuni și probleme în mediul exterior și ce înseamnă starea interioară de veghe, care poate să fie legată de faza emisferelor cerebrale beta, deci gândire activă, alfa, relaxare, sau teta, relaxare totală a ființei interioare în timp ce mă mișc prin oraș și sunt doar un observator. Aceasta este, pentru că ne apropiem de sfârșitul emisiunii de astăzi, aceasta este și ar trebui să fie, într-un fel, dintr-un anumit punct de vedere, una dintre atitudinile care să ducă la intrarea pe calea ascensiunii spirituale. Această stare interioară detașată cu frecvența emisferului cerebrale și a aurei undeva în zona alfa sau teta, în timp ce către exterior sunt doar un simplu observator și chiar dacă mă implic să rezolv sau să ajut pe cineva cu ceva, sunt doar un observator care își face datoria din acest punct de vedere. După cum vedeți, n-am apucat să epuizăm subiectul ascensiunii spirituale, îl vom continua și în emisiunea următoare. Ce ar mai fi de spus este că factorii principali pentru acest proces sunt doi, karma și dharma, așa cum spuneam. Prin dharma, care este factorul favorabil, ne putem individualiza ca ființe spirituale aflate pe un parcurs evolutiv spiritual, iar din punct de vedere al factorilor defavorabili, care sunt aduși de karma, vorbim despre relaționarea prin care personalitatea noastră se mișcă și acționează în mediul social, înconjurător, și în acest fel tinde către extrema externă să contrabalanceze ceea ce individualitatea interioară spirituală vrea să obțină. Este de altfel un proces de tip yin-yang, dacă vreți, de tip activ-pasiv, dacă vreți, care trebuie bineînțeles pentru ca în cele din urmă aceste extreme care acționează ca niște forțe care trag de noi ca de un elastic să nu ne supună la un moment dat la niște tensiuni interioare într-atât de mari încât să intrăm într-o zonă cu probleme nu numai material, sociale, ci și energetice, psihice și spirituale, din care cu greu putem ieși, pentru că acestea din urmă sunt cele mai greu de rezolvat chiar și de către maestri spirituali, așa cum au rămas scrise în tot felul de pergamente și cărți vechi despre astfel de lucruri. Iată că timpul alocat emisiunii de astăzi se apropie de final. Eu vă promit că subiectul acesta al ascensiunii spirituale îl vom continua în emisiunea viitoare, lunea viitoare. Până atunci, noi ne vom vedea joi la Astre și Destin. În încheiere vă spun să aveți încredere în voi înșivă, să aveți încredere în ceea ce simțiți și faceți întotdeauna ceea ce vă spune vocea interioară. Ar mai fi de spus că e foarte important, mai ales pentru părinții care au copii actualmente aflați la vârsta de, știu eu, 7-14 ani, să fie foarte atenți cum îi educă și cum comunică cu ei, pentru că din această latură, știu eu, comunicativă, părinți-copii, este foarte important de observat ce
spun copiii cum observă ei mediul înconjurător, cum observă ei aceste chestiuni și, nu în ultimul rând, să fie ajutați și înțeleși prin prisma faptului că ei reprezintă acel val psihic-spiritual al generațiilor care îi ajută și pe adulți și contribuie prin simpla lor vibrație energetică a aurei la bunul mers și la reechilibrarea societății în care trăim. Un ultim lucru este legat de modul în care noi credem în aceste chestiuni și, din punctul ăsta de vedere, să ne amintim, pentru că este o frază valabilă nu numai pentru vindecări, ci și pentru toate lucrurile, așa cum spunea Iisus, credința ta te-a vindecat, așa putem spune, credința noastră ne poate salva și ne poate scoate din toate stările neplăcute în care ajungem. Eu mă opresc aici, vă dau întâlnire, așa cum spuneam, lunea viitoare, până atunci ne vom vedea la Astri și Destin. Vă doresc o seară liniștită, pe curând!